Ăsta e un ceas de peste 100 de ani. A fost destul de avariat, destul de multe defecte au avut, dar până la urmă le-am rezolvat. E un ceas nemțesc, e un ceas german, foarte, foarte bun, care acum cu astea cu fir. Astea sunt cele mai reușite, cele mai bune, cele care rezistă foarte mult. Astea mai merg acum încă de 100 de ani, merge de acum acolo. Să-mi spui ce pic vor folos de când preparați ceasuri și de unde ați dobândit această veselie? Am intrat pe bănțile școlii din Galați. Prima școală de ceasurnicar s-a făcut în Galați. O luat ființă în Galați. În anul 1961. Acolo 3 ani de zile au fost. După care, în 64, am venit la cooperativa Mureșu, care era cooperativele pe vremea aceea și bineînțeles că am fost trimis la școală de cooperativa respectivă, de cooperativa Mureșu. Și de atunci, din 64, în continuu tragem. Trageți ceasul. Exact, tragem ceasurile. Să spuneți dacă ați venit să vă reparați ceasurile aici la... A, da, am venit, am venit. Și cu ceasuri extra. Aduse de dincolo, nu de aici. Da. Și s-a reparat? Super. Te notat de aici. Ce părere aveți despre faptul că dânsul este singurul ceasornicar care încă mai repară și... Am o părere foarte bună. Super, super, foarte bună, da, să știți. Să știe bine, nu? Să știe, să pricepe. Meseriaș bun. V-a plăcut dintotdeauna sau... Bineînțeles, totdeauna a fost un hobby, pot să zic, sau, nu știu, ceva care să șurubărezi, să cauți în special defectele care sunt destul de multe și diferite la fiecare ceas, că fiecare ceas are același principiu, dar defectele sunt mult mai multe decât să văd la suprafață sau trebuie să le cauți, trebuie să, în sfârșit, trebuie să... Și plus de asta, fără o ambiție sau fără o răbdare, mai zis, asta nu faci nicio treabă. Ăla cred că sau nu știu ce are acolo. Nu știu, mă vede? Mă vedea, domnule? Oare pe când ar fi gata? Într-o jumătate de oră, gata. A, poți să vin după el într-o jumătate de oră? Da, bine, atunci trec într-o jumătate de oră. Bine, să vedem. Și apoi îți spun la fiecare despre ce e vorba. Bine. Și dacă e numai bateria, ar fi foarte bine să nu fie și altceva, că pe... atunci e mai grav. Bun, mulțumesc. Atunci trec Sau într-o într-o jumătate de oră. jumătate de oră, cum să zic. Bine, mulțumesc. La revedere. Ați avut momente când, nu știu, ați vrut să renunțați la această meserie, ținând gata, m-am Să săturat? renunț? Nu. Nu. Asta niciodată n-am renunțat la ea și poate și din cauza asta lucrez și la vârsta asta. Ce vârstă aveți? 77 de ani, bătus pe Și mai lucrează, nu? și încă mai. Până nu tremură mâna și până se vede ochii, e bine. Plus de asta, dacă ai și un atelier, altfel nu o faci. Nu știu că... Nu știu ce, cred că nu are baterie. O, nu știu, nici cureaua n-are. Nici cureaua, cu totul. Cu cureaua, cu baterie să funcționeze. Păi, uitați, a venit la mama în vacanță și aveam ceasul stricat, practic. Am venit din Italia, în Italia, în țara în care locuiesc de mai mult de 20 de ani. Nu am găsit un adevărat profesionist care să îmi repare acest ceas. Plimbându-mă prin oraș, am văzut pe poartă, mă rog, scria ceasornicar și atunci am zis, hai să intrăm să vedem. Și l-am cunoscut pe domnul, lucrează cu foarte multă pasiune, într-un loc destul de drăguț, chiar mi-a plăcut enorm și am zis, hai să încerc.
Și uitați, aici este ceasul, merge foarte bine, sunt mulțumită, mă bucur că încă în România mai există oameni care lucrează cu foarte multă pasiune și duc mai departe acest lucru. Cum vi se pare faptul că această meserie nu mai prea este... Păi nu mai este niciun fel de meserie. Că câte meserii au fost și nu mai sunt. Acum așa, că acum când ești gata, gata cu totul. Și ce o să faceți cu ceasul după aia când o să... O să apară, nu știu, apar de adeune că folosim când se termină, le arunci. Am avut, am învățat, am fost ucenici vreo 5. Vreo 5 ucenici am avut. Însă, pe rând, fiecare s-a lăsat. S-a lăsat fiecare. Și apoi de atunci nici nu a mai venit nimeni, plus de asta, dacă nu sunt școli, că școlile din 93-96, cred că s-au desfințat școlile, nu mai sunt școli, nu mai sunt asta, nu mai are nimeni cine să... Cum vi se pare că e pe care dispărește această meserie? E foarte, o problemă destul de tragică în toată țara, nu numai în Alba Iulia. În Alba Iulia e rău de tot, este singurul om care vine și vine numai din plăcere, pur și simplu din plăcere, și îl cunosc de... Zeci de ani îl cunosc, de când era încă ucenic. Ce pot să spun de Nelu Filipescu? Trei lucruri. Este un om deosebit, un prieten adevărat și un meseriaș perfecționist și perfect. Vine pur și simplu din plăcere. Cred că este o meserie care încet încet va dispărea, exact, din cauza consumismului, pentru că tot timpul suntem tentați să aruncăm lucrurile stricate și să le cumpărăm noi. Și eu nu, mie nu prea îmi place lucrul acesta, deci prefer întotdeauna, pentru că eu mă pasionez foarte mult și în momentul în care am un lucru care îmi place, vreau să-l țin cu mine ani de zile și de aceea tot timpul tentez să-l repar atât cât se poate. Și mă bucur că acasă la mine încă mai sunt... mă rog, business-uri, hai să le numim așa între ghilimele, într-un termen modern, care să meargă bine și să ne mulțumească pe noi clienții. Mai sunt ceasornicari prin Alba? Eu nu-i prea cunosc, eu cunosc pe domnul Filipescu. Mai, nu știu, pe dânsul. În ziua de astăzi se mai repară ceasurile sau se cumpără altele și așa mai departe? Cum? Cum să vă spun o chestie, dacă te puneți, cam au dispărut meșterii care ăștia. Cam au dispărut, să știți. Noi ca înainte, au dispărut, să știți. Cam câte ceasuri e reparați pe zi? Sau, nu știu, pe zi, e o medie? Nu pot să zic că e o medie. Câteodată vin 3, 4, 5, câteodată vin 6, 10 până, dar nu e o medie. Aici ești ca pescarul pe malul apei. Dacă vine prins, dacă nu, salut. Vin oameni și cu ceasuri, nu știu, vechi, moșteniri și așa foarte, mai departe. Da, astea special vin din astea pendule, din astea vechi, care sunt de 100-150 de ani, chiar, poate chiar mai mult. Și astea le fac, ce pot le fac. În orice caz, sunt cam uzate, au uzură destul de mare. Se pot face anumite piese la ele, se pot face dinți, se pot face lagăre, se pot face axe, se pot face multe, dar din strung, că piese de schimb să ai la așa ceva, nu mai să. Plus de asta, foarte multe nu mai există fabrică. Ați venit de să ceva ceasornicar să repară ceasurile? Da, am venit de vreo 3-4 ori. Și se pricepe? Foarte. Foarte. Vă spun cu toată inima, fiecare zi când iese la servici, vin și discutăm, dacă am ceva pe suflet, îi spun. Este exact în repară ceasul mie, în repară mie ceasul sufletului. Deci o vorbă cu el este ca și cum mi-ar repara ceasul meu psihic. Mai mult decât atât, ce pot să spun. Mă bucur că l-am cunoscut și că există în Alba Iulia încă.